Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă Friday Night Funkin'. Am greșit la un episod de Five Nights at Freddy's în titlu și am scris Friday Night Funkin' pentru că e FNF de la FNAF, de la... În fine. Nu mi-a mai adus aminte mai nimeni de jocul acesta. Am dat din greșeală pe niște videouri și mi-am stat așa că avem și o serie de FNF, mai ține cineva aminte? N-au prea mai zis abonații, dar a apărut modul acesta de Crăciun sau, mă rog, de sărbători. Bă, și șmecher. Deci hai să tragem și noi un episod în Stein și să ne mai mișcăm puțin FNF. Nu am niciun update pentru voi, din păcate. Țineți minte că, pentru cei care nu știu, Friday Night Funkin' este un joc open source, adică, codul jocului este public și oamenii pot face moduri relativ ușor. Văd că e și listă cu moduri, dar developerul jocului lucrează să-l lanseze pe Steam full, da? Cred că va fi și gratis jocul, dar vrea să-l lanseze și pe Steam sau... De fapt, da, și pe Steam, și a făcut Kickstarter-ul acela, dacă țineți minte, unde a strâns zeci de mii de, nu mai știu, 2 milioane de dolari, nu mai știu, a strâns. Am participat și eu la Kickstarter, am donat acolo 15 dolari, nu mai știu, exact, și aștept să se lanseze jocul, da? Însă, pe Kickstarter-ul acela, developerul updatează mereu ce se întâmplă cu jocul. Bă, dar n-updatează nimic! Deci pune numai chestii legate de merch. Jucării, haine... Postere, bă, dar nimic, deși că a trecut jumătate de an, nimic legat de joc, nimic, niciun update. Bă, am terminat săptămâna 8 sau așa. Țineți minte că jocul s-a lansat inițial cu săptămâna 1, 2, 3, 4, 5, 6 și a apărut săptămâna 7, dar văd că versiunea asta nu are și de acolo nu mai știu nimic. Va avea 20 de săptămâni și ăsta era update-ul, știi că nu avem nimic, nicio informație. Cred că în 2022 se va lansa jocul full și va fi nebunie, deci ascultați-mă, omul ăsta chiar știe să facă melodii mișto și cred că jocul va fi hype, eu așa zic. Acum rămâne de văzut. Când se lansează jocul o să ne dea și o cheiță pentru Steam probabil sau cei care îl susținem pe Kickstarter. Anyway, avem cu Holiday 1, unde avem 4 melodii care, bă, nu știu melodiile cum sunt, dar grafic vorbind arătau șmecher, așa că, without further ado, let's start. Vorbește-mă românește, că de-aici român. Ok, vorbim românește, da? Hai să îndrumăm la treabă. Avem și niște G-Fuel, dar nu mai beau că e deja ora 11 noaptea, dar astăzi am băut niște Green Apple, care e destul de delicios, e zi acru, așa. Green Apple Peach Rings vă recomand, PewDiePie, XQC, astea vi le recomand. O să fac, s-ar putea un video interesant cu G-Fuel și o să vedeți acolo, o să discutăm mai multe recomandări și așa. Ca să nu mai trebuiți mereu, dar cu doar 20% reducere în link în descriere, da? Children are so glad to find gifts under the tree. Deci copiii găsesc cadouri sub copac și înainte de Crăciun, awaiting surprises, așa, înainte de Crăciun așteaptă copii. Așa, nu știu ce discute, not all of them get gift, nu toți primesc cadouri, ok. Era, deci de aici, de la stânga spre dreapta, perhaps I should help this poor child, să ajut copiii ăștia sărmani astăzi. Carol, parcă era iubita lui, dar nu mai știu cum îl cheamă. Dădel cu bombe, melodia aia, ziceți voi. Când stă pe limbă. Carol and called her friend to see if girlfriend has some time to spend. Să petreacă timp împreună. N-am înțeles ce s-a întâmplat, dar mă rog, ne batem cu copacul, cu cine batem? Ne luptăm cu Carol? Sau cu cine? Cu girlfriend? Nu, cu girlfriend e acolo sus. Bă, e așa mișto Crăciunul și-l iubesc, dar frate, n-are niciun sens în România pentru că nu mai e zăpadă. Crăciun fără zăpadă în nume... A, ne batem cu girlfriend! Îmi spuneți în comentarii care e melodia voastră favorită din episodul de azi. Hai că mi s-a auzit vocea. Finalul? Ok, am mai ratat câteva că am mai pus pauză, în curge nasul, nu știu. Nu știu ce-am, dar a fost ok melodia, poate îi dau o notă 6 sau 7, a fost ok. N-a fost nimic mega wow. Hai pentru tradiția cea mai dragă, caroling door to door.
Asta e o glumă. Caroling înseamnă în engleză să colinzi? Habar n-am. Dar pe aia o cheamă Carol și noi suntem caroling. Come and sing. Hai să cântăm la ușile oamenilor. Now don't fret my love. Nu știu, înseamnă girlfriend takes his face to kiss it. Îl pupe pe boyfriend. They arrive. If you fail, you die. Dacă eșuezi, mori. Asta e tare. Asta e tare. Ne-a amenințat tati. Și o să cântăm la ușă. Asta e șmecher. Colindăm. Colindăm, colindăm. Ia. Cioc, cioc. Ne batem la ușă. El trebuie să fie înăuntru. What? Stai, ce? Mi-a resetat să nu... Am apăsat eu. Hai! El zice că... Zice că el colindă cu noi. Ce faci dacă îți vin colindătorii și sunt ăștia la ușă? Wow! E și cu boxa la ușă, te spargi de ales. Mișto! Tare, tare, tare. Like, mi-a plăcut ideea în sine. Că noi practic o lindăm la ușă. Așa, the family and boyfriend curled through the whole United States. Am mers prin America. Așa, their home was too far. Era prea departe. Skidward a apărut cu ăla mai mic. You can crash it at hours. Să ne dormim la ăștia, cică. Hai să ne batem un pic înainte de somn să cântăm. Îmi plac melodiile că au doar 1 minut și 15. Wow, e călare pe noi, girlfriend, stai, ce? Mișto! Nice. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Bă, mișto. Îmi place ideea modului, n-am ce să zic. Mă, măi, ce oi și mineu, e moșu. Hai să vedem. All was a blast. Quite an amusement, am distrat. Bună seara, oameni frumoși. Este Bob's. Broken and are robbing the billionaire club. Cred că vine poliția și e ceva legat cu Pico. Pico cu ăla... Vă rugăm, salvați-ne, the boyfriend. Lol. P.S. Pico is not involved for any political gain. Asta e tare, what? Uite ce grafică jmaker o face omul. Care a făcut, sau echipa, care a făcut modul. E o melodie clasică asta. De unde o recunosc? Știe cineva? Cum se numește? Plum. Asta e foarte grea. Thank you.
Nu se dă bătut, bă, nici la final. Bun, 10K scor. Decent. Să vedem și Holiday 2, cred. Mod, story mode. Habar n-am cum e asta. Nu știu dacă e așa mișto sau... N-am idee. Credeam că nu merge. What? E cu senpai. Nice. Mi-a plăcut pe stradă, așa, random. We need you at the station. Oare ce s-a întâmplat? Lucram undeva? What? A apărut ăsta din week 7? Little info we gather, they apparently hate Christmas. Ăștia urăsc Crăciunul. We sing a jolly tune as loud as possible. Hai să vedem. Mi sună cunoscută melodia. Unde am mai auzit-o? Îmi place melodia. Foarte rapidă. Ok. Bun. Mi-a plăcut refrenul în mod special. E de la altă melodie, de la altă melodie pe care o știu. Uite ce mișto s-au făcut modurile. Chiar și că s-au făcut oficial de către ei. Foarte tare, merit. Zice că noi putem să plecăm. Coca-Cola! M-ați uitat pe mine! Never mind. What? Uite ce cutscene-uri face omul insane! What? Bă, cine sunt bă ăștia? Îmi place prea mult! Știi că ți-ai suflat nasul de atâtea ori sau de destule ori când începe să te usture efectiv nările. Once again, Coke saves the day. Dude, we should sing a song! Hai să cântăm! Oh my god, totally, clar! Cântăm din nou cu ea? Ok. All I want for you is for Christmas is you, cred că aia e.
Da, e. Oh my god! E Mami Milker sau cum o cheamă? Nu avem pe Mariah Carey sau... Avem pe Mami. Stai! Cântă și Girlfriend. Are. Tare, mi-a plăcut. Super harta și cu camionul și a apărut și ea de nicăieri. Chiar tare, nu știu boxele unde a apărut. Mami, ce cauți aici? Și să ratezi melodia mea favorită. Ce faci tu pe un camion de Coca-Cola? Căutăm un terorist. Cel de acolo care ne-a atacat cu bomba. Nu, mami, a murit. Dar oricum e demon și se recarnează să... Reîncarnează. Sau cine știe. Lol, ăsta e Santa Claus, cine? Să zică și cea cine ăsta. Zice, credeți că să scăpați, să mă opriți sau cea gen, dar credeți că mă puteți opri. From Friday Night Funkin? Cheamă-l pe Pico. Spawns Pico. Well, 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 dacă nu este Pico XML. Te voi trimite în ea dacă încerci să mă oprești. Sau doar încearcă să mă oprești ceva de genul. Tu distragi el boyfriend cu cântatul tău. Eu o să explodez lansatorul de rachete cu click stânga. Ce? Nu mi zic că trag și cânt în același timp, că n-am cum. Deal? Perfect. Zice, dacă eu câștig distrug orașul, dacă tu câștigi, eu distrug orașul. Adică, indiferent ce se întâmplă, el distruge orașul. A? Trebuia să apăs, cred. Ok. Faza e că nu știu unde vine racheta aia, că nu prea o vezi. Eu chiar trag cu mouse-ul. What? Ce-am distrus că nu înțeleg? Mă, nu trebuie să explodez. Sau care-i faza? Habana. Deci vreau să încercăm altceva acum. Aia era ultima melodie și nu mi-a super mega ultra plăcut. Trebuie să mă mai chinui aiurea acolo. O să vă las modul în comentarii, în descriere, în comentarii și faceți voi dacă vreți neapărat să vedeți ultima melodie. Asta e modul cu zi Huggy Wuggy, dar e cu iubita lui, cu Kissy Missy sau ceva de genul. Mi-a plăcut melodia și am să o rejucăm. Nu știu dacă Kissy Missy e un alt caracter, să-i facem un mod separat sau cum ziceți. Adică are propriul ei mod, să-l facem și noi sau... Știi cum stă boyfriend pe fundal?
Missy, Missy. Ce melodie troll. Let's go! Wow! Missy, Kissy Missy sau Huggy Wuggy? Care vă place? I-au și dat ideea lui a developerului. Să o facă și pe aia în capitolul 2. Lol. Bă, destul de tare. Mai aveam încă un mod pentru astăzi, dar cred că n-am lungit cu video, nici nu știu exact cât de lung o să fie, dar cred că ajunge momentan, mă joc de jumătate de oră sau peste, depinde și cum taie la aia montaj, dar... Cam atât pe ziua de astăzi. Dacă aveți sugestii de moduri, lăsați-le în comentarii pentru următorul episod. Uitați-vă butonul de like, GDA în descriere pentru jocuri mai ieftine, GIF-ul în descriere, codul RAF12 la reducere v-am lăsat. Pooo!